Dragi prieteni, vă salut la un nou live. În clipul acesta aș dori să vă spun câteva gânduri pe care le am de multă vreme, de mulți ani de zile, despre nașterea din nou. Opinia mea este că în vremea în care noi trăim, evanghelismul a adoptat o metodologie și o gândire, de fapt, ordinea ar fi aceasta, un crez, o gândire și o metodologie greșită pentru a vedea nașterea din nou, pentru a vedea oameni care se convertesc. Oricum, în sine, ideea că tu ai putea să faci ceva ca să ai rezultate sigure, da? Naștere din nou sau convertire, ideea în sine este greșită. Dar, lucru care este evident greșit, atunci când te uiți în Sfânta Scriptură și la ceea ce vezi astăzi, în convertirile pe care le vedem, în felul în care auzim că se predică despre convertirile acestea, lucru cu adevărat tragic este faptul că convertirile s-au redus la un asentiment mental, la o accepțiune mentală a unor adevăruri biblice și așa mai departe. Adevărul care, să fim serioși, până și diavolul și demonii le acceptă. Adevărul pe care chiar unii oameni din lume, care n-au nașterea din nou și nu cunosc nimic cu adevărat despre Dumnezeu într-o relație experimentală, adevărul pe care unii oameni din lume le acceptă. Convingerea mea este că Scriptura ne învață, asta este premiza de lucru, ipoteza mea, premiza de bază, esențială, Scriptura ne învață că există un travaliu spiritual prin care omul trece în realizarea, în experimentarea nașterii din nou. Nașterea din nou este o lucrare supranaturală, o intervenție miraculoasă a Duhului Sfânt în viața unui om pentru a-i schimba omul din lăuntru, pentru a-l transforma, pentru a-l aduce la viață, pentru a-l dispune, a-l înclina, da? Spre voia lui Dumnezeu, spre Dumnezeu și lucrurile sale. Travaliul acesta spiritual al nașterii din nou este văzut în Sfânta Scriptură în foarte multe pasaje. Obiecția unora, înainte să dau câteva exemple din Biblie, obiecția unora este că sunt texte în Sfânta Scriptură în care vedem oameni care s-au întors la Dumnezeu și nu pare să fi trecut prin vreun travaliu spiritual, prin vreo zdrobire, prin vreo rănire a conștiinței lăuntrică foarte puternică. Adevărul este că Scriptura nu este preocupată ca în fiecare eveniment în care vedem o convertire să se vorbească despre travaliul ăsta spiritual. Așa că nu poți pretinde ca un autor biblic să-ți prezinte același lucru pe care îl cauți tu în fiecare eveniment. Este o pretenție sau o așteptare ilegitimă, pentru că Duhul Sfânt a hotărât ce să reveleze, ce să descrie în fiecare eveniment. Dar vedem în Sfânta Scriptură foarte multe situații în care oamenii, înainte să fie, sau în procesul, în fazele premergătoare nașterii din nou, în etapele premergătoare, în etapele anterioare nașterii din nou, oamenii aceștia au experimentat, dacă aș putea să numesc așa, un travaliu spiritual, o capitulare, o cedare, o zdrobire lăuntrică, o predare de sine, o rănire profundă a conștiinței care i-a făcut să se încreadă în Domnul Iisus Hristos și să se pocăiască. Fără travaliul ăsta spiritual, eu cred că nu există naștere din nou. Și ceea ce vedem noi astăzi în practica zilnică a bisericilor, în evanghelizări și așa mai departe, este exact opusul asta. Se încearcă să se facă nașterea din nou cât mai ușoară, cât mai simplă pentru un om. Un fel de naștere din asta cu anestezie. Un fel de anestezie totală. Domnule, omul să nu simtă, omul să nu fie prea afectat. Ceea ce este contrar învățăturii Sfintei Scripturii despre ce înseamnă pocăința, nașterea din nou și întoarcerea la Dumnezeu. Ceea ce vedem astăzi sunt opinii contractuale, da? Despre mântuire. Totul ține, Doamne, să faci o tranzacție cu Dumnezeu, să îți dai o semnătură prin un act, să-i spui lui Dumnezeu că vrei, să ridici mâna, să repeți rugăciunea, să vii în față la altar, să spună cineva mâinile peste tine. Cu alte cuvinte, vedem peste tot crezul acesta sau opiniile acestea despre mântuire care sunt opinii contractuale, metode ușoare, ieftine, rapide, nedureroase, cu anestezie spirituală. Să nu simtă omul că mântuirea e ceva care îl afectează foarte profund și cumva să se simtă dat de pământ, să se simtă prăbușit, să se simtă zdropit. Nu, domnule, Dumnezeu cumva nu face lucrurile astea. Astea sunt opiniile generale astăzi, da? Eu așa le numesc opinii contractuale. Faci o afacere cu Dumnezeu. El îți promite ceva, tu faci ceva pentru El. Dumnezeu zice, domnule, numai să crezi, da?
Aceasta este credința ușoară, credința ieftină, credința nedureroasă, credința care nu afectează și credința care de fapt dovedește că nu este prezent în viața acelui om o naștere din nou. O naștere din nou. Haideți să vă sugerez câteva exemple care arată că pentru a experimenta mântuirea, pentru a experimenta nașterea din nou, Dumnezeu lucrează în noi, printr-o serie de evenimente orchestrate din El, prin providența Lui meticuloasă, detaliată, prin intervențiile sale supranaturale directe, orchestrează în viața noastră anumite evenimente care ne aduc la un punct de prăbușire lăuntrică, de capitulare, de predare, de cedare, de oprire. Credința mai mult decât a fi o acțiune, da? Credința mai mult decât a fi un mers a nostru spre Dumnezeu, o căutare a noastră spre Dumnezeu, credința este mai degrabă o cedare lăuntrică, o oprire din a încerca să-ți câștigi tu favorul înainte lui Dumnezeu sau să-ți câștiga mântuirea înainte lui Dumnezeu. Este momentul în care înțelegi că Dumnezeu este în căutarea ta, că Dumnezeu strigă către tine, că Dumnezeu te caută, că Dumnezeu ți-a ieșit în întâmpinare și credința este momentul în care tu te oprești și îl lași pe Dumnezeu, da? Cedezi, îți dai seama că nu poți să faci nimic ca să te mântui și Dumnezeu atunci intervine în viața ta, te naște din nou, te schimbă și așa mai departe. De exemplu, la tâlharul de pe cruce, haideți să ne gândim, da? Tâlharul de pe cruce, doi tâlhari, un evanghelist ne spune că amândoi blestemau, amândoi îl bajocoreau pe Domnul Iisus Hristos, la un moment dat unul are o cădere lăuntrică, o prăbușire lăuntrică și are o iluminare spirituală spectaculoasă, da? Care în exterior nu pare să fie spectaculoasă, dar înăuntru lui se întâmplă ceva cu totul dramatic. Omul acela își dă seama de ceea ce se întâmplă acolo și că cel care era acolo era Fiul lui Dumnezeu. Are această cădere, această prăbușire lăuntrică, își dă seama că Domnul Iisus Hristos este fără păcat și în ultimile clipe ale vieții sale strigă către Domnul Iisus Hristos pentru mântuire. Tâlharul de pe cruce. Dumnezeu orchestrează să ajungă în momentul acela, crucial al vieții sale, momentul acela în care e prins la colț. Da? Providența meticuloasă a lui Dumnezeu a rânduit lucrurile în așa fel ca El să fie mântuit acolo pe cruce și este rodul Domnului Iisus Hristos. Avem apoi pe Fiul Risipitor, care nu cedează din alergătura nebună în care El a pornit, nu cedează, vrea cumva să o dreagă, să se scape cumva, să iasă cumva din situația aceea și să duce până la porci. Și acolo își dă seama că n-are voie nici măcar roșcovele porcilor să le mănânce. Și atunci ajunge la o prăbușire lăuntrică, la o zdrobire lăuntrică, la o capitulare. Spune, domnule, nu am nicio șansă, trebuie să mă duc acasă la tata. Sau gândiți-vă la vameșul, pilda vameșului și fariseul. Fariseul se bate cu pumnul în piept, el își contabilizează toate faptele bune, toate ritualurile lui, ceremoniile la care el participa și așa mai departe. Vameșul este prezentat ca un om care se află într-o stare de prăbușire lăuntrică, într-o stare de zdrobire lăuntrică. Și el atâta se bate cu pumnul în piept, stă la distanță cu capul în jos și spune, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Starea aceea de prăbușire este un efect al lucrării Duhului Sfânt. Este o dovadă a lucrării nașterii din nou, care se face în omul respectiv. Sau, de exemplu, samariteanca, pe care Domnul Iisus Hristos o cunoaște și știe că se află într-o căutare, că viața ei este un haos și că se află într-o căutare profundă a inimii ei, după satisfacție, după fericire. Și Domnul prinde la colț cu acea situație în care îi spune că el are o apă pe care ar putea să o dea să nu mai fie sete niciodată și ea nu vrea să mai vină să ia apă de acolo pentru că necesita să se ascundă de oameni, fiindcă era o femeie rău famată și așa mai departe. Și Domnul îi se descoperă în situația aceea în care ea e confruntată cu păcatul ei, că a avut atâția bărbați, cel cu care trăia atunci nu era bărbatul ei. Îi se descoperă păcatul pe față, este... Bineînțeles, Domnul face lucrul acesta în dragoste, cu blândețe, pentru a restaura și a câștiga pe femeia aceasta. Dar femeia aceasta ajunge la o stare de analiză, de cercetare de sine, de confruntare cu propriul păcat. Gândiți-vă din nou la Saul, care pe drumul Damascului este întâlnit de Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos de două ori îl confruntă cu privire la păcatul pe care el, păcatul care îi măcina viața, care consuma întreaga viață și el ajunge la starea aceea de prăbușire. Hristos îl prăbușește înainte să-l mântuiască. Hristos îl prăbușește, îl zdrobește înainte să îi se descopere. Sau gândiți-vă la Petru, când Petru, după un miracol pe care Domnul îl face, spune, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos, da? Și Dumnezeu îl reabilitează atunci, dar nu reabilitează înainte ca Petru să aibă prăbușirea aceasta. Vezi, în toate situațiile pe care vi le-am dat,
evenimentul care duce la prăbușirea omului este diferit. Dumnezeu are ac de cojocul nostru. Dumnezeu lucrează în moduri diferite. El ne cunoaște. Știe cum suntem făcuți. Știe cum suntem croiți. El ne-a făcut. El știe evenimentele care ne-au modificat viața. El știe cum să ne străpungă. Cum să pătrundă. El știe cum să aducă lumina Evangheliei. Lumina Duhului Sfânt în viața noastră. Pe ce portiță? Unde să zdrobească viața noastră? Dar principiul acesta este că Dumnezeu orchestrează niște evenimente în viața noastră să ne aducă la un punct de cedare, la un punct de predare, la un punct de capitulare. El ne aduce la o zdrobire, la o prăbușire lăuntrică, da? Ne face o rană puternică în conștiința noastră, ne-o trezește. Conștiința împietrită, conștiința moartă, conștiința adormită, conștiința amorțită, înșelată, anesteziată. Este nevoie să facă lucrul acesta pentru o serie de evenimente și, bineînțeles, prin lucrarea puternică, supranaturală a Duhului Sfânt. De exemplu, la cincizecime, vedeți, în masă întâmplându-se lucrul acesta. Când Petru îi confruntă cu păcatul lor, adică uciderea Domnului Iisus Hristos, el spune, voi l-ați răstignit și așa mai departe, spune că au rămas trăpunși în inima de Duhul Sfânt și au întrebat ce să facem. N-a trebuit nimeni să-i bată la cap, n-a trebuit nimeni să pună presiune asupra lor și așa mai departe. Ei au reacționat la lucrarea puternică a Duhului Sfânt când au fost confruntați. Apoi aveți pe ternicerul din Filip, pe care Dumnezeu trebuie să-l zguduie împreună cu închisoarea, să-i pună în joc însăși viața lui. Atunci apostolul Pavel se apropie de el, îi dă încurajare, îl restaurează, îi vorbește despre mântuire, dar Dumnezeu trebuie să facă lucrarea asta puternică de zdrobire în viața lui, ca el să ajungă la punctul în care să-i caute pe ei și să spună, fraților, ce să fac ca să fiu mântuit? Da? Ce să fac ca să fiu mântuit? A fost nevoie să se întâmple lucrul acesta. Sunt multe evenimente în Biblie. Esența este aceasta. Esența este aceasta. Dumnezeu trebuie să aducă omul la un punct de zdrobire, la un punct în care el să cedeze, să capituleze, la un punct de epuizare. De epuizare. Și vreau să te întreb serios pe tine, care asculți clipul acesta, dacă ai avut un moment în viața ta în care Dumnezeu, printr-o serie de evenimente sau prin predicarea Evangheliei, simplu prin predicarea Evangheliei, ți-a descoperit păcatul, ți-a descoperit nelegiuirea, ți-a descoperit moralitatea ipocrită, perversă, murdară înaintea ochilor Dumnezeu, chiar dacă n-ai făcut păcate scandaloase, un punct în care Dumnezeu te-a stors, un punct în care Dumnezeu te-a zdrobit pe dinăuntru, un punct în care Dumnezeu ți-a dat seama că ești într-o stare disperată, nenorocită, ești pierdut pentru totdeauna fără Dumnezeu, un punct în care Dumnezeu ți-a făcut o rană profundă a conștiinței tale, un punct în care Dumnezeu te-a adus La o asemenea stare spirituală în care ai spus cedez, capitulez, nu mai pot să merg de aici înainte fără Dumnezeu. Salvarea mea, speranța mea este numai în Dumnezeu. Doamne, îndură-te de mine. Doamne, salvează-mă. Doamne, mântuiește-mă. Doamne, adu-ți aminte de mine. Doamne, dacă Tu nu faci ceva, eu sunt pierdut pentru totdeauna. Asta este întrebarea de bază. Asta este întrebarea esențială, fundamentală. Întrebarea nu este dacă ai ridicat mâna odată la vreo evanghelizare. Nu asta este întrebarea. Eu am făcut lucrul ăsta de o grămadă de ori la evanghelizare. Întrebarea nu este dacă ai repetat o rugăciune după cineva, dacă ai mers în față, dacă și-a pus cineva mâinile peste tine. Asta nu este mântuire, ascultați-mă. Mulți oameni sunt înșelați și din nefericire, lucru care mi întristează profund inima, este că evanghelizările noastre și multe din adunările din țara aceasta au devenit niște fabrici de pui de năpârci. Niște fabrici de oameni care se înșeală pe ei înșiși. Niște fabrici de falși convertiți. Oameni care nu l-au experimentat niciodată pe Dumnezeu. Și nu spun lucrul ăsta să acuz pe cineva, nu spun lucrul ăsta să blamez pe cineva, ci spun lucrul acesta pentru sufletele, multe suflete care ar putea să asculte clipul acesta și care cred că-s mântuiți, dar niciodată n-au experimentat cu adevărat lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu de naștere din nou. Întreabă-te lucrul acesta foarte serios. Am ajuns eu la un punct în viața mea de zdrobire, de epuizare. Am ajuns eu la capătul puterilor mele firești. Am ajuns la punctul în care Dumnezeu mi-a demonstrat păcătoșenia, mi-a demonstrat că dușmanului, mi-a demonstrat că sunt rebel, mi-a demonstrat că și prin moralitatea mea l-am jignit, l-am ofensat pe Dumnezeu. Mi-a dus Dumnezeu la un punct în care mi-am dat seama că sunt pierdut pentru totdeauna fără Dumnezeu. Am ajuns la un punct în care mi-am dat seama că nu am absolut nicio șansă, sunt nenorocit, sunt un ticălos nenorocit, sunt orb, murdar, ticălos, gol, sunt pierdut pentru totdeauna fără Dumnezeu. Asta e întrebarea. Asta este întrebarea. Întrebarea nu este ce ritualuri faci, unde te-ai botezat, de câte ori te-ai botezat, din ce cult faci parte, din ce cult nu faci parte, din ce mișcare faci parte, cât timp ai mers la biserică, din ce familie vii, câte neamuri înaintea ta au fost pocăiți, evanghelici, pentecostari sau baptiști sau altceva de felul acesta. Nu astea sunt întrebările.
Repet, nu astea sunt întrebările. Îmi doresc ca Dumnezeu, prin clipul ăsta, prin Evanghelie, prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin rugăciune, să te aducă la punctul acesta. Să te aducă la punctul în care să-ți înțelegi păcătoșenia, să-ți înțelegi ticăloșenia, să-ți înțelegi starea disperată, ticăloasă în care te afli, să înțelegi că fără Dumnezeu ești pierdut pentru totdeauna și să înțelegi că dacă Dumnezeu te-a dus la convingerea asta, te-a dus la convingerea asta ca să te ridice, ca să te restaureze, ca să ți-l dea pe Hristos, ca să te nască din nou, ca să-ți transforme viața, ca să-ți dea o viață nouă, ceva ce mintea ta nu poate să conceapă la ora actuală. Dar nu există bucuria nașterii din nou dacă n-ai trecut prin travaliul nașterii din nou. Nu există bucuria iertării păcatelor, bucuria mântuirii, bucuria vindecării sufletului, bucuria vindecării lăuntrice a sufletului dacă mai întâi n-ai avut întristarea ofensării lui Dumnezeu. Întristarea pe care ți-o aduce legea când ți-arată cât de ticălosești. Dacă mai înainte n-ai avut durerile nașterii, când ți-ai văzut chipul hidos, monstruos pe dinăuntru, când ți-ai văzut sufletul plin de păcat, murdar, ticălos, pătat, cu pete ale păcatului care nu pot fi șterse din mine. Dacă n-ai ajuns la un punct în care ți-ai văzut moartea spirituală, că ești un cadavru spiritual, un dușman al lui Dumnezeu care este iremediabil, irecuperabil, fără nicio șansă din punct de vedere omenesc. Asta este întrebarea. Dacă ai trecut pe acolo, nu te lăsa înșela, dacă nu ești născut din nou, nu te lăsa înșela de nimeni care îți spune, nu trebuie numai să crezi, domnule. Și dracii cred și să înfioară. Dracii cred și tremură în prezența lui Dumnezeu. Dracii știu că îi așteaptă judecata. Dracii sunt terorizați de lucrul acesta. Dar nu își pun încrederea în Domnul Iisus ca să fie mântuiți. Dar dracii n-au nicio dorință ca să fie născuți din nou. Dracii n-au nicio dorință să împlinească voia lui Dumnezeu. Dracii n-au niciun gust pentru sfințenia lui Dumnezeu, pentru dreptatea lui Dumnezeu, pentru voia lui Dumnezeu, pentru bunătatea lui Dumnezeu, pentru mila lui Dumnezeu, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Și dracii niciodată nu strigă disperați la Dumnezeu ca acel vameș. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Dracii niciodată îmi spun ca fiul risipitor. Nu mai am nicio șansă, sunt epuizat, sunt pierdut pentru totdeauna. Mă întorc acasă la tata, n-am nicio altă șansă. Dracii nu spun niciodată cum a fost tâlharul pe cruce țintuit. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. E ultima mea șansă. Ești unica mea opțiune. Da? Îmi doresc ca Dumnezeu să te aducă la punctul acesta, să te aducă la starea aceasta, să treci prin acest travaliu al pocăinței, prin această amărăciune a pocăinței. Îmi doresc ți se umple sufletul și inima de suferință spirituală, de amărăciune spirituală, de durere spirituală, că păcatul tău l-a ofensat pe Dumnezeu. Că păcatul tău este un afront la legea lui Dumnezeu, la dreptatea lui Dumnezeu, este un afront la sfințenia lui Dumnezeu, că păcatul tău este un afront la lucrarea Duhului Sfânt, este un afront la Evanghelia lui Dumnezeu, este un afront la adresa jertfei Domnului Iisus Hristos. Să te umpli de dureri și de amărăciune că l-ai supărat, l-ai ofensat și te-ai împotrivit Dumnezeului care ar putea să te facă praf și pulbere într-o fracțiune de secundă. Și totuși El ți-a dat viață. Și să privești, acesta este punctul final pe care vreau să-l subliniez, și să privești doar spre Domnul Iisus Hristos, care la crucea de la Golgota a făcut ispășire pentru păcatele celor păcătoși. Are făcut ispășire pentru păcatele tuturor celor care își pun încrederea în El. Și să-ți pui încrederea numai în El, să te îndrepți numai către El, să-L îmbrățișezi pe El, să-L iei pe El și să înțelegi că El este singura ta opțiune. Este singura ta variantă. Tu oricum ești pierdut fără Hristos. Singura opțiune este să-L iei pe Hristos. Îmi doresc ca Dumnezeu să lucreze întristarea pocăinței în inima ta, Dumnezeu să lucreze nașterea din nou în inima ta, Dumnezeu să-ți dea viață, Dumnezeu să-ți dea credință. Dacă niciodată nu ai avut o asemenea experiență, mi-aș dori ca clipul ăsta să ajungă la cât mai multe suflete care se înșeală, la cât mai multe suflete care nu l-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu, la cât mai multe suflete care nu s-au înșelat niciodată, dar nu au experimentat niciodată pe Dumnezeu și poate Dumnezeu să-L folosească pentru gloria Lui. Dați un like, dați un share și ne auzim la următorul live.